Bine v-am regăsit la un nou episod. Sunt dr. Cristina Buzgar, medic specialist obstetrică-ginecologie, fondatorul canalului Ioni Wellness despre educație și sănătatea aparatului reproductiv feminin. Vă aștept să vă povestesc astăzi un subiect foarte important. Este în legătură cu subiectul precedent. În episodul precedent am discutat despre negii genitali sau verucile genitali sau condiloma acuminată, cum se mai numește, da? O boală care are legătură cu un virus numit HPV. Da? Această boală dă niște leziuni în relief de piele, puțin transparente, unele așa mai ca o conopiduță, cum v-am povestit în episodul precedent. Deci niște excrescențe pe piele de origine neelucidată, care provoacă oarecare mâncărimi sau ceva, nu știu, cel puțin îngrijorare respectivelor paciente. Astăzi vreau să vă explic o boală similară, tot cu transmitere sexuală, tot din cauza unui virus, un poxivirus, care se numește chiar așa, Molluscum contagiosum, și care are manifestare foarte similară. Arată exact ca un neg genital, aparent, da? Dar un ochi avizat poate să constate care este diferența între cele două și vă poate da tratamentul potrivit. Urmăriți-mă până la capăt ca să înțelegeți despre ce e vorba. Molluscum contagiosum este un virus, tot ca HPV-ul. Deci nu se poate trata cu antibiotice. Deci se ia ușor, se extinde ușor, este foarte contagios și, bineînțeles, rata de infectare în populație este mare, ca și la HPV. Cum arată acest molluscum? Sau cum arată leziunea? Arată asemănător cu cea de la negii genitali. Tot așa, o chestiune în relief. De obicei este ca o emisferă, ca o bulcuță așa de piele, da? Mai mică sau mai mare. Poate să fie una, două, pot fi 100. Poate fi doar în zona vaginului sau a perineului, se poate extinde către zona anală, zona interfesieră, fese, abdomen inferior, la bărbat, penis, scrot, orice înseamnă zona de piele în zona perineului, da? Și abdomen inferior. Deci, se poate găsi oriunde a fost posibil un contact piele pe piele, în urma unui contact sexual cu sau fără prezervativ. Deci, nici această boală nu poate fi prevenită prin folosirea prezervativului, ca și negii genitali, ca și infecția cu HPV, da? Atenție! Dacă aveți un partener cu o erupție cutanată sau un aspect ceva suspect, mergeți și investigați-l, da? Nu lăsați așa ca să nu luați și dumneavoastră, pentru că contagiozitatea este foarte mare. De ce zic? Aceste zone de piele care sunt modificate conțin în interior ca o veziculă plină cu un lichid, dar lichidul este în tensiune, nu este moale. La atingere pare chiar tare când dați cu mâna, da? Atenție! Nu rășcăiți, nu vă scărpinați, nu traumatizați, nu tăiați leziunea cu lama, nu smulgeți părul cu ceară în zona respectivă, pentru că se extinde foarte rapid. Și în zona respectivă, dar și pe traiectul, a fost o zgârietură, o scărpinare, o leziune, o tăiere cu lama. Orice zonă în care pielea este lezată sau are zone sângerânde sau este chiar superficial lezată și nu vă dați seama de la scărpinare și așa, poate duce la extinderea masivă a acestei boli. Da? Este deosebit de contagioasă. Ca și infecția cu virus HPV care dă negi genitali, nu se ia imediat. Adică dacă am intrat în contact cu acest virus, nu o să-mi apară a doua zi leziunile. O să dureze între 2 și 7 săptămâni de obicei, până la apariția primelor erupții, da? Și atunci, ce fac dacă văd că mi-a apărut o chestie de genul ăsta sau văd că partenerului i-a apărut așa ceva? Partenerul merge la urolog, eu ca femeie mă duc la ginecolog sau la dermatolog. Dar de obicei mă duc la ginecolog, dacă este în zona genitală. Cum face medicul ginecolog, respectiv dermatolog, să facă diferența între negi genitali, molluscum contagiosum și herpes sau alte leziuni similare? Fie se vede cu ochiul liber pentru că au un aspect specific, adică în mijloc au o mică depresiune, ca un mic punctuleț care e puțin mai în interior, da? Fie pur și simplu aspectul ăsta neted cu culoarea respectivă, da? Și felul în care este dispoziția pe piele. Dacă nu este clar, se poate face și dermatoscopie sau se poate lua o mică biluță din aia pentru biopsie și se descoperă imediat, da? Problema cu această chestiune cu molluscum este că acea veziculă de lichid care vă spuneam că este sub piele, nu se vede. Pielea este așa umflată pentru că dedesubt se află o mică biluță cu un lichid mai galben transparent, așa, care este foarte, foarte, foarte contagios, are foarte mult virus care este concentrat în acel lichid. Dacă, Doamne ferește, ați dat cu unghia sau cu ceva și s-a spart acel lichid pe zona de piele de lângă sau v-a rămas pe mâini, pe sub unghii și dați pe altceva, pe copilul dumneavoastră, pe partener, pe la ochi, pe undeva, se extinde imediat. Da? Deci, atenție, igiena mâinilor, bineînțeles.
Dacă avem o boală din asta, avem grijă la ceilalți membri al familiei să nu transmitem. Cum se transmite? Prin contact piele pe piele, prin infectarea cu acel lichid dacă ne-am rășcrit o leziune, prin prosoape, lenjerie intimă, lenjerie de pat, mers la saună, locuri calde și umede, care favorizează cumva transmiterea și dezvoltarea acestui virus și, bineînțeles, persoanele care au imunitate scăzută. Deci, orice leziune apare, ne căutăm, vedem ce este și ne tratăm, pentru că tratamentul este diferit. Deci tratamentul este diferit decât la HPV, la NEGI, da? Nu vă apucați să faceți experimente, să vă cumpărați în farmacie tot felul de chestii sau să vă autodiagnosticați. Este foarte periculos, da? Este important să știți că boala se transmite și de la mamă la copil. Deci dacă aveți, trebuie să vă tratați înainte să fie să rămâneți însărcinate, ideal. Fie în cursul sarcinii, dar acolo puțin sunt mai puține opțiuni, da? E puțin mai greu să vă tratați în cursul sarcinii. Variantele de tratament sunt mai multe. Sunt și anumite creme, geluri sau unguiente care pot fi puse pe aceste leziuni în ideea că virusul o să moară. Fie poate fi făcută ca o mică cauterizare pe zonele respective, dar vă dați seama că asta lasă cicatrici. Fie poate fi folosit un instrument mic ca o chiuretă care cumva să ia biluța asta cu totul de sub piele, fără să o spargă și să o scoată de acolo, lucru care va produce vindecare, dar va lăsa o cicatrice destul de adâncă, da? Pentru că pielea este ușor în relief, nu foarte mult, da? Dar chiar dacă este ușor în relief, dedesubt biluța este adâncă, asta cu virus, da? Și atunci rămâne ca o leziune, ca o găurică acolo, care de obicei lasă cicatrici pentru că este în stradă profundă al pielii. Așa încât nu vă recomand să dați cu unghia, nu vă recomand să traumatizați leziunea, să dați cu lama, să vă epilați cu ceară sau cu bicu sau cu orice ceva care se poate să lezeze. Vă recomand să vă prezentați urgent la medic, să primiți tratament și diagnostic corect, da? Și să vă faceți cât mai repede tratamentul și cât mai extins, în scopul să nu se împrăștie până când terminați de tratat. Dacă are și partenerul, se tratează și partenerul, neapărat. Vă tratați amândoi odată, da? Partea bună la boala asta este că uneori, dacă persoana este tânără și cu imunitate puternică, poate să-i treacă de la sine. Dar nu vă bazați pe asta. Poate să treacă de la sine în câteva săptămâni sau luni sau un an. Se poate întâmpla, au fost cazuri care s-au tratat singuri, ca și la NG genital, ca și la HPV, da? Dar sunt situații foarte rare. De obicei, boala se extinde, pentru că se extinde mai repede decât se tratează. Deci, cumva, e atât de rapidă contagiozitatea, încât nu face față corpul să vindece din urmă, că tot apar alte leziuni și alte leziuni. Și uneori e vorba de multe leziuni, da? Deci, inclusiv în zona perianală, se extind foarte tare și sunt foarte deranjante, spre deosebire de negi, care dau mâncărimi din când în când sau poate nici măcar nu îi simțim. La infecția cu moluscum simțim. Deci ne mănâncă, ne irită, ne deranjează. Sunt și persoane care au o rezistență a pielii mai mare și nu simt nimic, doar descoperă că au ceva și nu știu sigur ce este. Dar este o boală cu transmitere sexuală. Și aici am mai multe lucruri să vă spun. Ca și în episodul precedent, vă rog să mă luați în serios. Deci atunci când avem un partener nou, este bine să avem discuția cu el, ce istorie care în urmă, ce boli au mai avut partenerii lor sau partenerele lui, da? Ce probleme a avut el sau ea personal pe partea asta. Dacă s-a testat recent de HIV, hepatită B, hepatită C, sifilis, clamidia, micoplasma, ureaplasma, HPV și cam tot ce se poate transmite, gonoree, trihomona și așa mai departe, este important să știm despre cine este vorba, pentru că oamenii, cum să zic, toți par tineri sănătoși la prima vedere, nu scrie pe fruntea nimănui ce are, da? Și de multe ori, dacă luăm o boală cu transmitere sexuală, de multe ori am luat mai multe și nu ne dăm seama. Acestea care au afecțiune cutanată sunt ușor de diagnosticat, în sensul în care observ că am ceva care mă mănâncă sau mă deranjează sau am o excrescență pe piele. Deci pot imagina că, sigur, m-am trezit cu o boală cu transmitere sexuală și nu știam. Dar ce mă fac cu acele boli care nu au manifestare, nu dau niciun simptom? De exemplu, dacă am luat HIV, nu simt nimic. Dacă am luat hepatită, nu simt nimic. Dacă am luat sifilis, foarte rar femeile își dau seama pentru că au leziune intravaginală și uneori nu își dau seama. La bărbați cât de cât sifilisul se mai vede, o să vorbim și despre el separat. Dar clamidia, micoplasma, ureaplasma, HPV-ul nu dau niciun simptom, da? Și sunt exact cele mai grave care nu dau simptome. Deci până nu ne căutăm și nu ne testăm, nu știm dacă avem. Ne trezim în ultimul stadiu, când deja nu se mai poate face nimic sau am luat o boală mortală, netratabilă. Da? Deci nu vă jucați. Partenerii sexuali trebuie să fie sănătoși. Trebuie să le cunoaștem istoricul medical, istoricul chirurgical, istoricul de boli, istoricul celorlalți parteneri cu care a mai fost. De exemplu, pentru femei, dacă au un partener nou care a avut o parteneră cu conizație, probleme cu col uterin și așa, imaginați-vă că ea a avut HPV. Dacă ea a avut HPV, are și el, deci aveți și dumneavoastră. Și asta nu e bine, da? Sau dacă știe că a avut o parteneră cu hepatită. Sau dacă a avut, nu știu, cu trihomonas, cu altceva, cu clamidia, cu probleme la trompele uterine. Tot timpul trebuie să fie un beculeț acolo care se aprinde când un
partener relatează bolile partenerilor precedenți. Da? Sigur, ideal ar fi ca acest partener sau parteneră nouă să fie cu cât mai puțin istoric, ca să fiți cât mai în siguranță. Atenție, prezervativul este bine de folosit și este indicat de folosit, mai ales când aveți un partener nou cu istoric necunoscut, dar nu vă poate feri prezervativul de orice. Prezervativul vă oferește de HIV, de hepatite și de sifilis, da? Și de alte boli care sunt mai puțin grave, dar de acestea, de HPV, de negi și de moluscum, nu vă pot feri, da? Și bineînțeles, să nu mai zic de paraziți, păduchi și alte chestii, că mai sunt, da? Deci, atenție, nu vă pasați că prezervativul este, cum să zic, am folosit prezervativ, deci 100% sunt protejat, da? Pot să mă trezesc cu diverse surprize, chiar și cu prezervativul folosit. La femei care sunt tinere, care sunt într-o perioadă a vieții când 100% nu-și doresc o sarcină, de exemplu studentele sau fetele la liceu, că mai sunt acum și în școala generală care au viață sexuală. Deci cu cât sunt mai tinere, cu atâta este bine să folosească mai multe metode contraceptive cumulate, adică să le ferească și de boli, cum ar fi prezervativul, dar prezervativul poate să aibă eșec, poate să se rupă, poate să, habar n-am, poate să alunece, da? Și în caz că m-am trezit cu o situație din asta, nu-mi convine nici să am risc de sarcină, dar nici să iau boli. Ideal ar fi să folosească prezervativ plus spermicide sau prezervativ plus metoda calendarului sau prezervativ plus pilulă contraceptivă sau combinație de factori, astfel încât să se asigure că nu rămân nici cu o sarcină nedorită, nici cu o boală nedorită. Da? Și cea mai predispusă populație este populația tânără, care este încă în explorare, care nu are încă un partener stabil pe termen lung și care, de obicei, nu are atât de multe cunoștințe sau nu este aware, nu este conștientă de riscurile și de responsabilitatea cu care vine viața sexuală la pachet. Deci, viața sexuală e foarte bună, e benefică din toate punctele de vedere, dar trebuie să avem responsabilitate. O sarcină nedorită și o boală nedorită sunt chestiuni care vă dă viața peste cap. Uneori vă ia viața. Deci, atenție foarte mare în ce amestecături și încrengături intrați, da? Pentru că e foarte, foarte delicat subiectul și nu prea se vorbește despre asta pentru că este un subiect tabu. Multă lume consideră ca fiind, lasă că pe vremea mea nu prea erau, de exemplu. Persoanele 40 plus, mai mult spre 50 plus, au această concepție că dacă partenerul pare sănătos, este sănătos. Sau nu se știe atât de mult în trecut despre bolile cu transmitere sexuală și era pe principiu, n-am durere, n-am nimic, probabil că n-am nimic. Dar aceștia sunt pacienții de astăzi care umplu spitalele cu hepatite, cu toate alea, cu HIV-uri, cu... Uitați-vă la populația din spitale. Nu știu dacă n-aveți acces la spitale, poate vă este mai greu, dar eu vă spun, spitalele sunt pline. Bolnavii cronici sunt mulți. Bolile sunt luate de mult. Deci sunt luate pe vremea când nu se gândea la asta sau pur și simplu trăiau așa într-un norișor roz în care, na, am un partener nou, am o parteneră nouă, mă distrez, mă duc la petreceri, cine știe ce se întâmplă, da? Și până nu mă însor sau respectiv nu m-am mărit, nu prea mă interesează aspectul acesta, că tineretul nu prea se gândește nici la consecințele pe termen lung ale acestor lucruri. Uneori nici nu sunt conștienți de riscul de sarcină, da? Și atunci este foarte important, mai ales dacă sunt părinți care mă urmăresc și aveți copii în prepubertate sau copii, nu știu, în vârsta clasele primare, pe mine cât de cât să-i pregătiți așa, să nu neapărat să le spuneți lucruri foarte delicate sau care se afecteze psihologic, dar pe măsură ce se apropie momentul când anticipați că vor începe viața sexuală, subiectele contracepție și boli cu transmitere sexuală sunt absolut obligatorii. Suplimentar față de cum se fac copiii, menstruația și așa mai departe, pubertatea, da? Deci copiii trebuie să fie informați, în special de părinți sau în special de către acele persoane care vor binele copilului și știu să exprime o informație cu blândețe, cu empatie, pe limbajul lor, cât să poate ei înțelege și să-i responsabilizeze. Pentru că un copil care este flower power sau care nu este informat, se va informa. Și se va informa prost, din locuri nepotrivite, din surse nepotrivite, de la persoane nepotrivite sau nu se va informa deloc. Cel mai rău nu este să facem educație sexuală că le dăm idei copiilor, nu. Nu. Deci nu ne norocim un copil dacă îl informăm. Ne norocim un copil dacă se îmbolnăvește sau are o sarcină în pubertate. Deci o fetiță care rămâne gravidă la 12 ani este nenorocită. Dacă avea educație sexuală, rămânea o fetiță de 12 ani. Da? Cu sau fără viață sexuală, dar fără boli și fără sarcină. Este foarte important. Sănătatea este pe primul loc, iar copiii trebuie făcuți de către oameni mari, nu de către copii. N-are ce să caute o sarcină la minore, în primul rând. N-are ce să caute o sarcină în liceu. Sau în școală generală, că am avut paciente de clasa 6, gravide, da? Am avut paciente care au rămas însărcinate în pauza mare. Am avut paciente de 14 ani cu hepatită, HIV, gonoree, trihomonas, toate, da? Deci, atenție mare,
aveți grijă de copiii dumneavoastră, informații, cuvintele nu afectează cu nimic, da? Nici măcar imaginile nu afectează cu nimic. În schimb, o sarcină nedorită și o boală îi pot nenoroci pe viața la propriu, da? Așa încât, dacă vă doriți lucrurile astea să se întâmple, fiți empatici și deschiși cu copiii. Ei sunt foarte receptivi, sunt foarte deștepți, înțeleg foarte bine, trebuie doar să vă luați timp și curaj să le explicați. Dacă vă este greu să le explicați, trimiteți-i la o mătușă, medicul de familie, medicul ginecolog, medicul urolog, o persoană de încredere. Cineva din anturajul pe care puteți să-l controlați, puteți să știți că explică copilului cum trebuie și cât trebuie și într-o formă în care să înțeleagă și să-l facă responsabil, fără să-l sperie, fără să-l bage în panică, pentru că nici așa nu trebuie să o luăm, dar trebuie să înțelegem responsabilitatea unei vieți sexuale. Să revenim la subiectul nostru de astăzi. Dacă avem o infecție care este atât de contagioasă, trebuie să avem grijă și să nu îi infectăm pe ceilalți membri ai familiei, pentru că copilul poate fi foarte bine un bebeluș de un an. Da? Și dacă noi avem sub unghii acel virus, putem să, când facem toaleta nouă născutului sau, Doamne ferește, pe la buric, pe la zone unde sunt leziuni cutanate, vă dați seama ce puteți să faceți. Da? Deci, igiena mâinilor, conștientizarea că este o boală foarte contagioasă, diagnosticul și tratamentul cât mai rapid, cât mai complet, tratăm și partenerul dacă e nevoie sau ceilalți membri a familiei care au deja boala, da? Și încercăm să limităm riscul de contaminare prin a scârpina, prin a leza. Da, prin a da cu unghia, prin a da cu lama, prin a ne epila. Dacă sunt în zone în care, nu știu, bata de la chiloțel sau o chestiune poate traumatiza leziunea, iarăși avem grijă. Suntem responsabili, ne tratăm cât mai repede și încercăm să limităm extinderea infecției înainte să se extindă infecția. Deci să tratăm înainte sau mai rapid decât se extinde. Da? Un lucru vreau să vă mai menționez și anume, o persoană care s-a tratat de moluscum contagiosum se poate reinfecta. Deci imunitatea nu ține pe viață, ca la HPV. Da? La HPV era o chestiune foarte importantă, în sensul în care dacă eu m-am vaccinat sau am trecut prin boală, am făcut anticorpi care mă țin pe termen lung, pe viață. Dar la moluscum, imunitatea ține foarte puțin. E ca și cum am avea gripă și putem face anul viitor din nou, chiar dacă am făcut anul ăsta, sau COVID. Da? Deci așa funcționează virusurile. Unele au timpul de anticorp mai lungi, altele au timpul de anticorp mai scurt. Da? Din fericire, HPV-ul este foarte lung și de asta ne ajută vaccinul. La moluscum nu este vaccin pentru moluscum. Da? Dar în schimb, tratamentele sunt bune și pot fi făcute repede. Da? Deci inclusiv varianta cu ablație laser, cu cauterizare, cu chiuretaj, cu creme, geluri, tot felul de aplicări din astea, înghețarea leziunii, da? Sunt soluții. Dar trebuie să mergeți la medic în funcție de numărul de leziuni, dimensiunea lor, întinderea lor, zonele care sunt afectate, dacă persoana este sărcinată sau nu, dacă este pe alte tratamente, ce alergii mai are și multe alte chestiuni, se stabilește exact tratamentul potrivit. Și asta zic, nu vă păcăliți că dacă m-am tratat, gata, nu mai iau, da? Dacă vedeți că vă reapare, nu înseamnă că este altceva, poate fi același lucru. Vă duceți din nou la medic. Înseamnă că probabil tratamentul nu s-a făcut corect sau ați fost expusă din nou la acest virus. Am primit întrebări legate de dacă afectează fertilitatea această infecție. Deci infecția cu moluscum contagiosum nu împiedică o femeie să rămână însărcinată, nici nu îi afectează viitoarea sarcină în caz că este gravidă și are moluscum. Nu este copilul afectat în niciun fel în momentul sarcinii. Dar la naștere poate lua, dacă femeia încă nu s-a tratat și apar mici leziuni pe acolo și este foarte aproape de zona pe unde iese copilul, la naștere naturală mă refer, copilul se poate naște cu moluscum, da? Deci atenție, încercați să vă tratați înainte să rămâneți gravidă, dacă cumva luați în timpul sarcinii, ceea ce puțin probabil, dar spun, încercați să vă tratați, medicul ginecolog și sau dermatolog vă vor consilia corect, astfel încât să se găsească cea mai bună și mai eficientă și mai rapidă metodă de tratament pentru dumneavoastră, astfel încât până la naștere să rezolvați problema. Cam atât despre moluscum contagiosum. Practic, aceste două sunt afecțiuni cutanate, da? Și nevii genitali, negii, verucile, condiloma acuminată, toate acestea înseamnă nevi genitali, e aceeași exprimare doar că în diverse forme, sau moluscum contagiosum. Sunt foarte asemănătoare, nu încercați să vă faceți din nou autodiagnostic, atenție că păsesc foarte des, vin paciente care s-au diagnosticat de penet, s-au tratat cu cine știe ce și apoi este mai greu să le ajutăm, da? Încercați să vă prezentați la medic când vedeți ceva suspect, fără să încercați să vă puneți singure diagnosticul, pentru că nu pățiți nimic dacă mergeți la medic, da? Nu vă ajută cu nimic să vă diagnosticați, mai ales prost, da? Și dați și bani aiurea pe tratamente care sunt inutile și ineficiente și mai rău vă faceți. Vă aștept data viitoare tot cu un subiect legat de infecția cutanată
cu transmitere genitală și o să vedeți exact despre ce este vorba. Este o boală foarte frecventă și foarte dureroasă și foarte neplăcută și foarte transmisibilă, despre care o să vorbim ca să luăm pe rând aceste infecții cu transmitere sexuală și să le rezolvăm pe fiecare în parte, să înțelegem cum se iau, de ce se iau, care sunt factorii de risc, ce opțiuni de tratament avem și care este impactul asupra sarcinii. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem vinerea viitoare la ora 1 cu un nou episod. Nu uitați să dați subscribe, să vă abonați, activați clopoțelul, intrați pe www.ioniwellness.ro, Facebook, Instagram, Patreon și ne vedem!